Dar nu avem microfon, dar se aude? Dar dacă putem să venim mai aproape, colegi, un pic mai aproape. Studenți, elevi, colegi, parteneri de dezvoltare, oficiali, înalți, welcome. Maybe I can invite the mayor, your excellency Karin, domnul Garaz, domnul rector, Olga, here, so that we are here at the tribune, which would be much easier to speak. Stella, poate vii și tu, ca doamna viceprimar? N-am uitat pe nimeni? Stimați parteneri, stimați colegi, domnule primar, domnule rector, excelență, Karin, domnule secretar de stat, suntem plini de emoții, în sfârșit astăzi să fim aici la lansarea și la deschiderea primei faze a Centrului de Inovații EU for Innovation Center Innotech, astăzi aici la Cahul. Pentru că suntem pe teritoriul Universității de Stat Bogdan Petrecăicu cu HDU, evident, aș vrea să-i ofer un cuvânt de salut și un cuvânt care se adresează, cred că, studenților de aici. Domnului rector, Sergiu Cornea, gazdă a acestui eveniment. Domnul rector, vă rog foarte mult. Să nu stau cu spatele la prezidium, da? Domnule ambasador, stimați oaspeți, stimați studenți, dragi colegi, este un eveniment foarte important și vreau să-l citez aici pe Lao Tzu. Lao Tzu ne zicea că fie drumul cât de lung, să începe de la primul pas. Astăzi suntem aici la primul pas, la centrul nostru foarte mult așteptat. Deci cahulenii așteaptă centru inovațional și își pun mari speranțe în acest centru inovațional. Noi credem că centrul inovațional aici, care va fi edificat pe teritoriul universității, dar începutul care și ia azi aici, va schimba la față Cahulul, va schimba la față regiunea și de ce nu, poate de aici s-o vor porni digitalizarea Moldovei, așa în general, și chiar îmi visez ca Republica Moldova să fie un hub de asta de digitalizare în planul de Europa de Est. Poate câți visi la moment, dar orice vis are un drept la realitate. Vrem să atragem cât mai mulți studenți în domeniul IT. Vrem să digitalizăm procesele care au loc în universitatea noastră și parteneriatul, susținerea noastră pe care o avem de la Uniunea Europeană, de la ATIC, de la Ambasada Suediei. Sper că ne va ajuta în acest demers al nostru. Și vreau să vă mulțumesc că fără dumneavoastră, ceea ce vom vedea noi astăzi aici nu putea să aibă loc. Mulțumim pentru susținere, mulțumim pentru faptul că ne înțelegeți, mulțumim pentru faptul că considerați educația un pilon foarte important de dezvoltare și vă mulțumesc că tot timpul pe agenda puneți și regiunea de sud și implicit Cahulul și universitatea. Mulțumesc tuturor! Sper că centrul în zilele următoare, efectele le veți vedea, noi efectele în oraș s-au simțit deja, dar în condiții așa cum sunt azi aici, sper să dezvolte și mai bine și să avem cât mai mulți beneficiari ai programelor propuse aici. Mulțumesc tuturor și succes în această acțiune și cred că peste un an jumate să lansăm și centrul care va fi în direcția aceea. Acum arată nu prea bine, dar peste un an jumate va arăta excelent. Să ne întâlnim acolo. Mulțumesc! Mersi foarte mult, domnule rector!
Noi aveam asigurată și traducere, domnule ambasador, aveți nevoie? You're okay, okay. E, când e nevoie, ne ziceți ca să putem să organizăm și traducerea. Începem cu autoritățile centrale, apoi cu autoritățile locale. Lansarea Centrului de Inovații în regiunea Cahul este un parteneriat la nivel strategic împreună cu Ministerul Economiei și Digitalizării, pe atunci era doar Ministerul Economiei, și Ministerul Educației și Cercetării, și autoritățile locale, Primăria Municipiului Cahul și Universitatea de Stat Bogdan Petreceicu HD-ul din Cahul, pentru că la baza dezvoltării oricărei societăți stă economia, stau întreprinderile, stau antreprenorii, stau cei care vin să dezvolte, să plătească taxe, să contribuie în bugetul de stat pentru ca să avem drumuri mai bune, joburi mai multe, joburi mai bine plătite. Domnule Viorel Gara, secretar de stat, Ministerul Economiei și Digitalizării a Republicii Moldova, vă invităm cu un cuvânt de salut. Am să vă rog să veniți totuși aici pentru că avem un pic... Bună ziua încă o dată, doamnelor și domnilor. Eu, cu orice ocazie, țin să le mulțumesc partenerilor noștri europeni pentru faptul că ne susțin în aceste momente dificile, da? Și nu doar financiar, ceea ce este foarte important pentru noi, desigur, dar și întotdeauna cumva ne inspiră la lucruri bune și frumoase. Deci, Ministerul Economiei recent cumva s-a reformat și chiar s-a schimbat și denumirea în Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, și asta pentru că n-a fost foarte dificil pentru noi să înțelegem că digitalizarea este cumva și atât viitorul economiei cât și a țării. Și noi trebuie să fim în pas cu lumea, iar cei tineri pe care o să-i pregătim inclusiv aici la Cahul cu suportul Uniunii Europene, să știți că ei nu vor fi cumva izolați de tot ce înseamnă Europa, pentru că exact tinerii respectivi urmează să interacționeze ulterior cu instituțiile europene și cu alte țări membre a comunității europene. Deci eu, nu știu, maximal posibil ne implicăm în a facilita sau de a le crea tinerilor, copiilor noștri condiții ca ei să rămână acasă. Un bun exemplu este parcul IT care a reușit cumva să, pe lângă faptul că să țină acasă, poate chiar să îi readucă acasă pe mulți din tinerii noștri, care au demonstrat că atunci când au suport și văd o susținere din partea statului, deci sunt gata să-și aducă și ei contribuția la dezvoltarea țării. Și cu această ocazie zic mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați în realizarea acestor proiecte. Noi în continuare venim să susținem pe cale modificărilor legislative, pe, nu știu, chiar cu un cuvânt de susținere, da? Și dacă e cazul, punem și noi mână pe o lopată la edificarea unui centru care va permite tinerilor noștri să devină mai buni, competitivi în această lume foarte digitalizată de altfel deja. Da? Vă mulțumim frumos și să vă fie într-un ceas bun. Mersi foarte mult, domnule secretar de stat. Cum am zis, începem cu autoritățile centrale și trecem la autoritățile locale. Domnul primar de Andeș a fost de la început cel care ne-a susținut în fiecare pas atunci când puneam la cale dezvoltarea centrului de excelență în Cahul. Evident că vrem să vedem și acea construcție mare care va fi ulterior, dar cred că primii pași deja se văd, primele rezultate deja se văd. Domnule primar, vă rog să ne povestiți despre beneficiile, așteptările și aportul primăriei Cahul. Da, domnule ambasador, stimați domnule secretar de stat, stimați reprezentanți ambasadei Suediei, domnule rector, stimați colegi, subliniez și eu cele menționate atât de domnul secretar de stat, cât și domnul rector. Importanța acestui centru este de a forma tineri, de a motiva oameni capabili să implementeze în practică, în viața zi cu zi și în sectorul economic în mod special, acele inovații sau tehnologii care să aducă plus valoare societății noastre. Spuneam dimineață că cât de important vorbim despre competențe în anul european al competențelor, cât de important să investim în mediul academic, în mediul educațional, pentru că o localitate, și am spus, cea mai importantă instituție în Cahul este universitatea, deci această instituție de învățământ superior dă perspectivă ca localității noastre, ne transformă într-adevăr într-un centru regional
intelectual, un centru academic, dar și cu potențial dezvoltare economică. Și apreciez acest parteneriat între donatori, autoritățile centrale, autorități locale, pentru a realiza acele obiective de a crea condiții frumoase aici acasă, la Cahul. Eu țin foarte mult la localitatea mea și vreau să spun, mi-aduc aminte, discutam despre logo-ul și cât de mult am insistat eu să fie Cahul scris acolo, pentru că este un element de vizibilitate, un element de identificare și sper că municipiul Cahul, regiunea Cahul, să fie doar un centru regional, dar așa cum am spus, un centru regional și un centru de importanță națională în promovarea tehnologiilor, dar și mai mult în motivație de dezvoltare. Pentru că dacă există tineri care își doresc să rămână aici acasă, caută oportunități, caută și în timpuri de criză, cum spunea domnul secretar de stat, sunt timpuri poate complicate, dar cei care au capacitatea de a vedea și în timpuri complicate niște oportunități, sunt cei care, eu zic că au întrânși mai mult entuziasm, dorință, capacitatea de a confrunta probleme. Să ne ajute Dumnezeu ca să edificăm și acel centru mare, dar mă bucur azi de această etapă și sper foarte mult să fie plin cu tineri, dornici să se afirme și să genereze produse noi, când spun produse noi, indiferent de tip, care să aducă plus valoare localității noastre, până la crearea acelui centru, care să fie un fel de ambasada UE. Am spus din start, când vorbeam și cu domnul ambasador și cu domnul Filipu, că acel centru inovațional devine de fapt o casă a Uniunii Europene în Cahul și sunt convins că cu implicarea tuturor partenerilor, domnul secretar a stat nevoie de mai mulți lopeți. Deci, cu siguranță, dacă toți o să contribuim, o să edificăm acel proiect frumos care este necesar în regiune. Deci, mulțumesc pentru dorința de implicare și parteneriat. Mulțumesc! Mersi, domnule primar! Inatec, EU Innovation Center în Cahul. Este de la început unul dintre obiectivele pe care ne le-am propus în cadrul proiectului EU for Moldova Startup City Cahul, implementat de către Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC în perioada anilor septembrie 2020, iunie 2024, dar care a fost inclusiv la insistența Uniunii Europene că la Cahul e nevoie să apară un centru de excelență. La Cahul e nevoie să apară un pol de creștere economică, de digitalizare, de ofertă de oportunități pentru tinerii din Cahul. Am o deosebită onoare să-i ofer cuvântul de salut și domnul excelenței sale, domnul ambasador Ianis Majeix, ambasadorul UE în Republica Moldova. Stimate domnule secretar de stat, stimate domnul rector, dragi parteneri, dragi colegi, dragi prieteni, bună ziua! Sunt bucuros să fiu astăzi prezent la lansarea Centrului de Inovare al UE, Innotech. În special într-un moment atât de important, în care Republica Moldova avansează cu fermitate pe calea europeană și în anul în care marcăm anul european al competențelor. Noi, atât echipa delegației UE din Chișinău, cât și colegii de la Bruxelles, credem cu tărie că Moldova face parte din familia europeană. Și, de asemenea, că asistența UE este esențială pentru că poporul moldovian se obține oportunității mai bune prin dezvoltarea competențelor sau prin realizarea afacerilor aici, acasă. Centrul de inovare al UE, Innotech, este o piesă dintr-un puzzle pe care colegii din cadrul delegației UE și Suediei, împreună cu partenerii locali, ATIC, Municipalitatea Cahul și Universitatea Bogdan Petriceicu HD-ul din Cahul, l-au creat pentru a răspunde nevoilor poporului moldovean, pentru a stimula inovația, pentru a crește talentele și pentru a dezvolta startup-uri. În urma intervențiilor majore în cadrul agendei UE,
cum ar fi reducerea tarifelor de roaming sau crearea de spații pentru recunoaștere și partajarea ID-urilor sau a semnăturilor electronice, sau oferirea de instruire a IMM-urilor pentru a-și crește competitivitatea. Innotech vine ca o sursă de inspirație pentru a ne asigura că tot ceea ce facem ajunge și la Cahul. Când a fost demarat acest proiect, scopul nostru a fost să punem regiunea Cahul pe hartă. Și am reușit prin programe precum Techville în fiecare școală, Digital Upgrade, Digital Impact, traininguri digitale, traininguri pentru femei, copii și IMM-uri și programe de accelerare. Toate pentru Cahul. Suntem bucuroși să știm că cele 53 de școli care fac parte din programul Techville în fiecare școală vor avea o nouă casă pentru schimbul de cunoștințe chiar aici, în incinta Universității de Stat din Cahul. Iar Universitatea din Cahul poate crea noi programe și curricule de învățământ pentru acest tiner student promițătoare care provin din școlile din regiune. Suntem mândri să contribuim la bunăstarea antreprenorilor locali și să creăm prima fază a infrastructurii, astfel încât studenții universității să-și poată îmbogățeți cunoștințele în domeniul IT, iar întreprinderile locale să aibă o casă pentru a inova și a crește împreună. Educație, în special în domeniul tehnologiei, poate împuternici orice copil, băiat sau fată, să aibă succes în lumea modernă. Educația joacă un rol esențial în asigurarea creșterii economice și prosperității Republicii Moldova. Suntem extrem de bucuroși să știm că centrul este folosit din prima zi și e plin de activități în beneficiul cetățenilor din regiunea de sud a țării. Doresc să mă adresez locuitorilor din Cahul. Asigurați-vă că folosiți centrul de inovare al UE la potențialul maxim și asigurați-vă că Innotech este casa voastră de inovație. Felicitări și într-un ceas bun. Mulțumesc! Domnule ambasador, mersi foarte mult pentru cuvintele frumoase pe care le-ați spus astăzi. Aveți perfectă dreptate, există o serie de activități și de programe deja care derulează în regiunea de sud. Ați menționat partea de educațională, de competențe, de creșterea capacității capitalului uman. Este adevărat, avem peste 14.000 de copii din școlile din regiunea de sud, Cahul și nu numai, din raioanele adiacente, care astăzi studiază profesiile viitorului. Avem peste 700 de tineri antreprenori care au trecut prin programele oferite de către UFOR Moldova Startup City Cahul, dar acest lucru a fost posibil datorită unei experiențe pe care am preluat-o din partea unui partener. Acel partener care ne-a învățat, care inovează la nivel global, fiind o țară nu foarte mare, dar foarte cunoscută în domeniul inovației, educației și tot ce ține de inclusivitate, femei, drepturi, egalitate. Vorbim despre Suedia. Suedia este acea țară care nu doar a câștigat Eurovizionul, dar și ne ajută de fiecare dată să gândim foarte deschis, pe larg, să aducem pe toți împreună, comunitățile, elevii, femeile, antreprenorii, pentru ca să creăm un loc mai bun aici acasă. Cu deosebită plăcere ofer cuvântul doamnei Karin Borovici, șefa de dezvoltare
cooperării, dezvoltării din cadrul ambasadei Suediei în Republica Moldova. Care? Excelență secretar de stat, stimate domnule primar Nicolae Dandiș, doamna director pentru Agenția Guvernare Electronică, Olga Tunic, domnule rector, dragi parteneri, colegi, studenți, prieteni, astăzi este o zi specială pentru noi toți și sunt bucuroasă să sărbătorim împreună lansarea primei etape a Centrului de Inovații Inutech în cadrul Zilelor Europei la Cahul. Oficial din această zi, Universitatea de Stat din Cahul adera la familia Universităților Moderne din Moldova. Atât Uniunea Europeană, cât și Suedia ved inovația și transformarea digitală a două elemente care vor contribui la dezvoltarea economică și socială a Moldovei. Sporirea competitivității acestea pe plan internațional, dar și cel mai important, crearea de noi locuri de muncă pentru cetățeni. Toate aceste obiective sunt abstract fără un sistem educațional. Școle, colegii și universități care nu ar fi alinate la cerințele pieței, la tendințele academice, la inovații științifice. Anume Universitatea de Stat din Cahul, împreună cu Inutech, vor fi acel incubator pentru experimente creative, fortificate de profesori, mentori și experți, care vor transfera tinere generații cunoștințe în cele mai diverse domenii, inclusiv STEM, antreprenariat, securitate, cibernetică și alte subiecte care nu ne sunt cunoscute în acest moment. Inutech va deveni locul de întâlnire pentru comunitatea de antreprenori dornice de noi cunoștințe, studenții plini de idei, inventive și toți cei care sunt interesați de dezvoltarea a noi competențe. Încă din 2020, de la începutul parteneriatului nostru cu Universitatea de Stat în Cahul, s-a produs un șir de reforme de revitalizare a programelor educaționale care integrează noi abilități și competențe digitale pentru studenți și pedagogi, un sistem informatic versatil și sigur și interoperabilitate cu toate centrele de excelență din țară, precum Techwil Chișinău, Nortech, Techwil Comrat, FinTech Hub, ArtCore și MediaCore. Un avantaj competitiv al Inutech este că acesta nu este doar un spațiu dotat cu echipament modern, ci la baza acestuia este o echipă puternică, Asociației Companiilor ICT din Moldova și un Consiliu de Guvernare care numără reprezentanți ai universități și ecosistemului IT, care vor avea grijă de sustenabilitatea financiară a centrului. De poziționarea regională acestuia și de actualitatea programelor educaționale și de recalificare. Chiar după lansare, Inutech va fi gazda altor evenimente relevante, precum consilierea în carieră pentru fetele și femeile refugiate din Ucraina, oferită de Agenția de Guvernare Electronică, numeroase cursuri de programe și robotică pentru copii de diferite vârste, programe de învățare continuă pentru pedagogi și funcționari publici din toată regiunea, și o largă varietate de cursuri care vor ajuta orice doritor să îmbrățișeze una din profesiile viitorului. Suedia va este mereu alături pentru schimb de experiență, integrarea celor mai bune practici în domeniul inovației, digitalizare, educație, guvernare, dezvoltare economice inclusive și celor mai noi tehnologii. Sunt sigură că noul parcurs al Inutech va fi inspirațional și motivațional pentru toți locuitori și oaspeți regiuni și al orașului Cahul. Felicitări și multă baftă! Vă mulțumim! Când vorbim despre digitalizare, nu vorbim doar despre competențe sau despre servicii sau despre educație. Vorbim despre un spectru larg de o stare de a fi, cred că, în serviciu public, în sectorul privat, în sectorul academic și, în general, în societate. Recent am avut plăcerea să fiu alături de Olga într-o misiune în afara țării, în care Republica Moldova este văzută ca un pionier în promovarea serviciilor digitale, publice, electronice, publice pentru societate,
cu ajutorul Agenției de Guvernare Electronică am reușit să aducem o părticică sau tot încercăm pe competențe digitale, pe încercarea de a unii autoritățile publice locale cu cele centrale pe partea de e-servicii, de servicii electronice și tot astăzi ei sunt de fapt primii care vor ține un training pe partea de servicii electronice disponibile în Republica Moldova. Cu deosebită plăcere aș vrea să-i ofer cuvântul Olga Tomuruc, directoarea Agenției de Guvernare Electronică din Republica Moldova. Olga. Mulțumesc, Ana, foarte mult! Stimați parteneri, dragi invitați, dragi studenți, în primul rând vreau să vă zic că este o onoare în numele Agenției de Guvernare Electronică să fiu astăzi aici și să transmit un mesaj de felicitare pentru acest moment important când celebrăm inaugurarea Centrului de Inovații în Cahul. Un moment, cred că, foarte așteptat pentru a marca atitudinea decisivă să transformăm, așa cum a mai fost menționat, Cahulul într-o regiune atractivă pentru tineri, pentru antreprenori, pentru cei care vor o activitate interesantă și vor să contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova. Pentru noi, dezvoltarea de abilități digitale, educarea unei generații care se simte confortabil în a utiliza tehnologiile informaționale și a opta pentru servicii digitale, este o prioritate. Noi vrem să ne aducem aportul în edificarea, educarea națiunii digitale. De aceea, de fiecare dată, venim cu inițiative și susținem orice parteneriate care contribuie la dezvoltarea de abilități digitale. Vreau să felicit sincer toată lumea care a fost implicată și și-a adus contribuția ca astăzi lucrurile să se întâmple. Este un parteneriat extraordinar între autoritățile centrale, între autoritățile locale, între donatori și comunitatea IT care vrea să transforme Republica Moldova și să genereze potențial aici. Și nu doar în Chișinău, dar pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Este extraordinar ce reușiți să faceți voi și mă conving încă o dată că sunteți o echipă cu inovații în gene. Vreau să felicit Cahulul pentru faptul că are la îndemână așa oportunități și vă îndemn să profitați în cel mai bun sens al cuvântului de aceste facilități care le aveți aici pe loc, să profitați, să vă formați, să vă educați și să deveniți cetățeni activi digital. Vă îndemn să fiți ageri și să prindeți unda digitalizării. Felicitări! Înainte de a face un tur al centrului, inițial ne gândeam ca noi toți să tăiem acea panglică, dar până la urmă avem niște beneficiari. Aș vrea să invit doi profesori și doi elevi care ar putea, sau doi studenți care ar putea să ne onoreze, dacă nu sunteți împotrivă, ca să avem beneficiari, să marcăm lansarea Inatech aici, da? Vă rog frumos, no, din partea cealaltă, așa, nu, invers. Invers către cameră, da. Așteptăm. Și Inatech, bine ai venit în familia centrelor de excelență, dar noi n-am reușit să finisăm totul în interior, din păcate, o să vedeți. Avem nevoie de ajutorul vostru, colegi, ca să marcăm ultimele elemente care ar defini că centrul de excelență Inatech este oficial finisat și lansat ca primă fază. Respectiv am să invit colegii noștri de la, din parteneri de dezvoltare și autorități locale, universitatea, studenți, media, parteneri care sunt, ca să putem să inaugurăm oficial și partea dinăuntru, să vedem ce avem înăuntru, ce facem acolo, să facem un mic tur și să declarăm această zi, 17 mai, Ziua Societății Informaționale Internaționale, apropo, ca un punct de pornire pentru Inatech. Haideți să mergem la urmă. Deci am să vă explic ce vrem noi de voi. De unde ne luăm noi?
Noi o să facem, noi să avem niște chestii în So we will all finalize together. E vorba tot poate la el. E la Europa, economie la Iubie sau la Dâi, la Dâncită. This part, yes? So we try to put it like this. So yes, it works. Got it. Of course. Whatever you don't match it, you know, we're gonna blame it on you. So yeah, Dom Ambassador. Your colleague said that D is in Sweden because we don't have an S, we don't have so many rooms. The next one will be with S. Oh. So, Sweden. Be careful, whatever you do is gonna stick to the wall or not. Maybe if you don't get it, maybe we can ask Gabriel to help you. Domnul Barat, poate ajutați dumneavoastră pe care împreună, că sunteți mai înalt? Așa? Yes. Începerea e greu, să nu mă simtă. Yes! Yay! Let's go next to the scene, domnul primar. Domnul rector, dumneavoastră am continuare la B, de la Bogdan Petricencu HD. Da, de o trezită plăcere. Încep să regret că nu sunt mai mult. Sper să-mi reușească. Nu mă ajută domnul ambasador. Vă ajut. Da. Dumneavoastră sunteți mai norocoși. Doamna, vă rog să-mi spuneți în stânga, în dreapta. Probabil parcă asta o parte. Parte dreapta. Mai sus.
la cod. Și bine? Da, la centrat. Cine? E bine? Da, e foarte bine. Domnul rector, e minunat. Și în ultima, dar nu în ultimul rând, haideți să lansăm litera A. Deși vine de la TIP, eu am să rog foarte mult ceilalți colegi, domnul Garaz și Olga, de la IGOP, și colegii noștri Nicolae, să ne ajute să o spunem acolo de este. Să ne recodim? Da, da, hai, să pui o altă. Hai să faci așa, să iei și dar eu reu. Cu domnul care ați văzut. Da, 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 hai. Sunt mai jos, de ce nu? Haideți să vină domnul care ați văzut. Da, uite, hai. Haideți să vină domnul care ați văzut. Nu mai rău, ce-a zis. Hai, față ne vede. Da. Da, hai, eu vreau să spun. Da, rog, eu n-am nicio șansă. Bine v-am găsit. Să mai revin. Da. Este. Felicitări. Vreau un spațiu mai micuț, dar suntem gata. Eu propun să facem un mic tur și după care poze de grup și tot ce avem. Deci A, B, C, D, E sunt, sunt zonele sau clasele în care inclusiv studenții Universitatea de Stat Bogdan Petrecei cu HD-ul își vor face orele în timpul zilei. Seara și în weekend aici va avea loc activități pe care au loc la Bibliotec sau Statafix sau cu training-uri, instruiri, programe de accelerare și așa mai departe. Astăzi voi la una aveți deja primul. Eu propun repetat să avem turul. Cine rămâne să afle despre servicii de digitalizare în sala C astăzi. Olga ne va povesti. Let's do a small tour. See how it is and then that's it. Wait. Oh, wait. So as you can see, they're all equipped with the super nice We will have the children having their classes here, we'll have the robotics classes, we'll have other activities, and we'll have like simple, nice, but different. First place. Yes. It's a great start. I hope so. Yes. I don't recognize the place. We visited before. Our Swedish counterpart was saying that the Ibu was there 1 month ago and it was only dust. Of course. Even 5 days ago it was only dust. Yeah. Yeah. Like these are all types. We try to keep it so that it's possible to keep the classes here as well. The university Să vă mulțumim pentru vizionare.
They look much better. And maybe we'll invite you for some public classes on the weekend. We want to bring kids from their school. Yeah, we don't want to bring them from school, so that's good.